Salut, bine v-am găsit la un nou episod pe canal, stai și împreună cu pisica. Bună! Și astăzi avem ceva foarte special pentru voi, pentru că ne vom organiza nunta, oameni buni. Jocul acesta, într-un final, s-a lansat, pentru că am așteptat foarte mult timp, nu mai știam dacă se mai lansează, dacă nu se mai lansează, dar iată-l că este aici, avem totul pregătit, avem nunta de asamblat. Așa că hai să nu mai stăm foarte mult la vorbă, apăsăm aici, colectăm aceste rewards-uri și mergem să pregătim nunta, pisică. Ce zici? Păi, eu zic să o asamblăm cum trebuie. Ia să vedem, nu uitați, deci câte like-uri merită nunta aceasta? Stai așa, că facem o nuntă șmecheroasă, vreau și eu 10.000 de like-uri. 10.000 de like-uri vrea pisica. 10.000 de like-uri vreau, da. Bă, ia vezi că e ceva tare aici, ia. Deci 10.000 de like-uri. Hai să vedem dacă reușim să strângem aceste like-uri pe care și le dorește pisica și să vedem... Cadou de nuntă, vă rog, cadou de nuntă! Ia să vedem și cine a apăsat pe butonașul de like vine la această nuntă. Ia să vedem. Ok. Deci aici se va întâmpla nunta, ok. După cum se poate observa, este destul de nasoală zona, adică e murdară, e... Ne descurcăm. Arată bine așa dacă te uiți, dar gen... Arată superb! Da. Zonele astea pe aici nu sunt chiar curate, așa că va trebui să facem... Uite, ia, ce asta? Urățenia asta. Uite ce ruptă e, nu-mi place. Hai să scoatem urățenile de la geamuri, ia. Scoate urățenia asta, scoate urățenia asta. Scoate-o și pe asta. Având în vedere locația, da, un alb și un auriu ar trebui să... Alb și auriu? Da, alb și auriu. Păi uite, pisica așa se pricepe la decorațiuni și de-astea, deci n-avem treabă. Da, da. Suntem aici în mâini bune. Ia să vedem noi. Cu aspiratorul se iau asta, nu știai? Uite, de așa se colectează. Dacă ar fi așa de ușor și în viața reală să faci curățenii și toate astea... Bine, dar ți-i strica hainele, ți-i strica lucrurile așa. Bine, aici se presupune că astea le arunci, că nu le mai folosești. Da, nu le mai folosești, dar în casă la tine nu ai perdele rupte, deci nu ai de ce să faci asta. Dă-i și ăsta la o parte că mă enervează, iau de aici. Foarte frumos pianul, păstrăm, să știi. Îl păstrăm? Bine. Da. Ok, hai să vedem. Asta trebuie scoase de aici, stai să le scoatem. Trebuie să le punem, nu putem să le punem nimeni. Ba da, o să le punem acolo sus, da. Super. Așa. Dar mai întâi să facem curățenie completă. Da, trebuie, că clean up the floor, aici. Deci fii atentă, pisica, că acum trebuie să ne băgăm la dat cu mopul. Dăm cu mopul, așa, băgăm repede. Uite, ce îmi place în jocul ăsta e că faci imediat. Rapidă treaba, exact. Adică în alte jocuri de genul ăsta, bă, stai jumătate oră la o pată. Vai de capul meu, exact. Pe când în jocul ăsta, imediat te-ai dus, uite, s-a dus. Să curești scaunul de la pian, te rog, arată scaunul de la pian? Murdar, nu-mi place. Bă, dar chiar e murdar, dar nu poți să-l curăți. Oh, nu, să avem ingerii acolo. Bă, dar n-am văzut chestia asta, uite ce ochi are, deci n-am văzut chestia asta, nici nu mi-am dat seama. Foarte atentă la detalii, foarte atentă la detalii. Nici nu mi-am dat seama că e murdar acolo, dar uite că na. Ai cutii în spate. Astea sunt ceva bonusuri pe care le putem colecta. Și uite, mi-a dat acum în biroul nostru acolo. E ceva nou, nu știu, un display de ăsta pe care îl vezi la geam. Ok, să iei cutiile de acolo, de jos, de lângă pianterul frumos. Ok, stai să vedem. Să pot lua astea de aici? Cred că da. Da, cu aspiratorul. Gata. Așa, capitan. Bun. Și hai să mergem aici să punem. Stai și să vedem, nu așa. Hai că încerc și eu să mai aduc aminte jocul, că a trecut ceva vreme. Nu-i problemă, nu-i problemă. Mergem așa, bam! Și pui acolo, a, minunat, bam. Arată super drăguț așa. Bam! Și mai ai una acolo. Așa că nu e așa, e frumusețe mare la nuntă aici. Ok, păi și acum zice că putem să dăm în loc și la alte decorațiuni, dar hai să deschidem ușile astea, uite, așa să deschid. Vai. Așa puțin? A, doar așa, să intre puțin vântul, înțelegi? Da. Nu toate, a? Sau? A? Asta văd că nu se deschide. Nu merge, ai stricată chestia aia de acolo. Da, nu știu, poate să face prea mult curent. Ha, barna, dar eu le deschid probabil pe toate. Ce poți să deschid, deschid. Cum o să se facă curent? Așa, ok. Decorațiuni noi pe care le avem disponibile, dar abia când ajungem în birou o să le avem. Și momentan, hai să vedem ce putem să facem. De exemplu... Ia, cum arată asta? Deci uite, avem ori așa, ori așa, ori așa. Avem doar așa trei momentan, degrabă. Până dăm în loc la altele, da? Alb aș zice, alb cu roz. Alb așa, cu e roz, perfect. Da? Da. Ok, stai așa, trebuie să-mi arate niște tutoriale și chestii. Da. Încă una aici, ok, decoration 2. Zice că poți pui și alte tipuri de decorațiuni, dar hai să vedem noi dacă mergem. Unde? Uite, poți să iei niște chestii de-astea. Trebuie să pui de-astea la nuntă, n-ai ce să faci. Da, trebuie să pui, dar ia cu balonașe. Cam kitsch, nu-mi place. Mmm.
Nici asta cu roșu. Cu tort, vrei asta? Cu tort, nu cu vrei tort, tortul de nuntă. Tortul, da, tortul de nuntă, da, vreau tortul să de nuntă, fie trebuie undeva să aici, așa, pune chiar aici frumos. Da. Ce mai punem? Uite, putem să punem, de exemplu... Niște de-astea cu flori, uite, aș vrea cu flori, uite, asta? Da, exact, așa foarte finuț, da, 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 da. Vreau să punem mai multe, știi, gen să fie da, așa da. Ca la o nuntă, bă, chiar o nuntă adevărată, adică dacă e să o luăm așa, noi suntem ăștia care aranjează nunțile. Și să ne spuneți dacă vreți să mai facem episoade. Deci fiți atenți, dacă mai vreți să faceți episoade, apăsați pe butonașul acela de like. Este singura metodă prin care putem să ne dăm seama că vă place un joc și că vreți mai multe episoade, ok? Așa este. Deci apăsați pe butonașul de like să strângem multe like-uri. Și dacă se întâmplă chestia asta, mai facem episoade și vine și pisica aici alături de noi. Cum să nu, cum să și nu. Și vreau să mai punem Uite asta cu trandafir și cu chestii. Interesant. Acolo, dar trebuie să fie și o zonă de dansat, să știi, prea multe flori, suficient. Ne trebuie și ceva altceva, că zice să mai decorăm, deci eu știu. Da, mai decorez, mai pune niște mese, mai pune ceva, mai pune. Uite, mai punem niște mese. Mai avem, că avem mulți invitați la nuntă. Ok. Ce pun? Okay. Țin în picioare după. Ok. Așa. Gata, perfect. Așa. Setup decoration on the columns. Bun, deci acum îmi spune că trebuie să pun decorațiuni pe coloanele astea, așa, da, astea. Ia să vedem. Deci, cu avem verde, așa, așa. Cu balonaș, cu flor roz, zice. Flor roz, astea? Da, 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 așa aș vrea eu. Ok, da. Deci trebuie să punem pe fiecare pe în parte. Păi e o nuntă până la urmă, adică trebuie să arate păi frumos, da. Da? Deci trebuie să fie pompos, ceva așa, special. Elegant. Trebuie să fie ceva special aici la nuntă și vreau să văd cine a fost invitat la nuntă. Deci doar cine apasă pe butonașul de like e invitat la această nuntă. Bineînțeles aici. Că este o nuntă în acest joc. Da. Go to the door and finish the level. Ah, deci nu, zice că poți să, nu ești obligat să pui pe toate neapărat. Zice okay. Că poți să te duci să termini nivelul. Asta e un nivel de tutorial ca idee, adică e de început. Și iată nunta. Ia uite ce drăguț. Mamă. Pe trecere. Frumos. Au venit oameni aici, dansează. Da. Bagă un chiar sandwich. Frumos. Așa se bagă la nuntă un sandwich? Nu știu dacă, no, nu cred. Niciun caz. Nu cred, cu un sandwich, da, bagă poate un salam pe pâine și... Bagi un aperitiv frumos, apoi avem și gata, sărmăluțe. Perfect. Sărmăluțe. Fripturică. Îmi place păi cum da, sună. Normal. Da, pisica, asta a fost ceva de început. Stai așa, că abia acum începe jocul, ok? Hai să începem nunta, ok? Stai liniștit, abia acum începe jocul. Deci, uite, mergem aici și putem să colectăm, de exemplu, uite, pentru $100 ne dă astea. Hai să le luăm, că sunt frumoase. Interesant, interesant. Asta va fi o nuntă, ia stai să văd, nuntă chinezească. Ok, nuntă chinezească. Deci, la nuntă chinezească vom avea așa, platou cu... cu mâncărică, cu burger, nu? Nu, burger la nuntă, n-am mai auzit, dar... Yeah, da, nu știu. Golden nu știu. Collection? Dar nu mai am bani. Nu mai da, am bani. Da, să că facem noi. Oricum facem le avem noi. Pe celelalte disponibile, deci nu e o problemă, da. Da? Așa că hai să-i dăm start și hai să vedem ce avem de făcut. Deci de hai data să o să fie diferit și la fiecare locație tu trebuie să faci complet altceva, da? Deci okay. Fiecare locație wow. Este unică. Ce cinematic, interesant. Arată bine zona pentru o nuntă, n-am ce uite. Să zic. Dar totuși, uite, graffiti... Uite și tu, e mizerie, e... Da. Nu prea, da. Nu știu ce să zic, momentan... O vulpe. Avem și o vulpe. Ce simpatică. Ce avem aici, o buvniță. O buvniță. Bă, locația e bună, n-am ce locația să zic. Locația e superbă. Doar că trebuie aranjată, da? Și trebuie să vorbim cu domnul Johnny, hai să vedem. Haide, domnul Johnny. Numele lui este Johnny, ok, Johnny... Ne-a dat obiectivul să scăpăm de graffiti. Să scoatem graffiti. Și dacă mai da, vedem și alte chestii pe aici, bineînțeles că putem să le luăm. Uite, de exemplu, ăsta o să fie niște decorațiuni pentru tipul acesta de nuntă. Și fiecare nuntă e diferită în felul ei, știi? Bicicleta. Da, bicicleta, dar să știi că bicicleta de asta veche eu aș folosi ca decorațiune. Da, aș folosi ca decorațiune. Pui și un coș cu flori acolo. Așa mă gândeam și eu. Ar fi foarte, foarte interesant. Ia uite pisică, deci fii atentă. Te duci aici frumos. Da. Și iei acest obiect și aici sunt albine, vezi, nu poți să trec de albine. Da. Și le dai cu astea. Da. Poate duci cu aspiratorul și iei stupul de albine, deci hop. Ole, cu aspiratorul doamne, iei stupul de albine. Da. Ok, obiectivul nostru, uite, încă un stup de albine aici. Hai să îl da, dăm și pe ăsta jos. Hai așa. Ok. Așa. Și unde este, unde e stupul? Sus în copac. E în copac. Bravo, bravo. Perfect, bun. Acum hai să dăm jos grafitiul ăsta, că avem destul de mult grafite, adică uite-te și da, tu pe toți pereții. Nu știu cine a făcut chestia asta, dar nu așa prea aș... Perfect. S-a luat foarte ușor. Adică ăsta e ca un fel de templu, așa, nu prea... Parcă nu merge grafitiul ăsta pe aici, nu?
Exact, exact. Că nu se potrivește. Așa. Ar fi tare dacă ar exista un loc special pentru cei care vor să facă gen artă de asta stradală, știi? Și să fie un loc în care să poți să desenezi și să fie dedicat. Ar fi tare. Păi da, dar nu știu, cred că ăsta e farmecul. Ăsta e farmecul. Face acolo repede un graffiti repede și fugi. No, no, eu am văzut graffiti-uri de astea foarte șmechere făcute, adică gen artă, da. Chiar artă, știi? Pe bloguri și chestii, da. Așa că scrie acolo numele și chestii. Doamne, deci am văzut un graffiti cocoțat pe un bloc sus, nu înțeleg, cred că a luat scara și l-a făcut, n-am înțeles exact. Da. Dar chiar n-au văzut vecinii, n-a văzut nimeni. Pentru cine e din Bacău, știe deja că orașul e plin deja de artă de asta pe blocuri. Bine, nu prea aș putea spune că e graffiti neapărat, e pictat, e artă. Deși se folosesc tehnici de graffiti. Da, știu, de graffiti. Ok, deci am luat de pe aici, am curățat destul de bine. Dar graffiti mai e în exterior, să știi, graffiti. Mai este în exterior și în afară de exterior mai avem și prin zona asta de aici, uite. Stai să vezi. Avem ceva de muncă aici, dar stați până la finalul episodului că o să merită. O să facem aici mare nuntă. Da, să vedeți ce șmecher o să fie. Ca lumea. Și să vedem și noi cum e o nuntă chinezească, că nu știu, abar n-am. Păi avem așa, un meniu, aperitiv chinezesc, sarmale chinezești, friptură chinezească. Nu există așa ceva, sarmale chinezești? La tine toate astea care sunt ale noastre, le-ai transformat în chinezești? Da. Nu are logică. Nu, trebuie să fie ceva mâncare chinezească, mă gândesc. Dar... Da. Ok, și acum ne zice că trebuie să mergem să luăm drill-ul de la van. Deci mergem la mașină. Și hai să vedem ce trebuie să luăm de aici. Trebuie să luăm ceva. Uite vulpea. Okay. Bună ziua. Dați-i un nume la această vulpe, vreau un comentarii. Și ne arată că acum mai nou avem posibilitatea să folosim bormașina vecinului, ok? Bormașina clasică a vecinului. M-a nebunit bormașina asta câțiva ani la rând, cât și-a făcut vecinul toată casa. Da, așa este. Deci nu mai vreau să aud bormașina asta vreodată, dar... Ei, și acum trebuie să repari templul, da? Deci templul ăsta este stricat în felul în care arată. Și tot duce așa. Da, și cu o vopsea ceva. Îi dai și cu o vopsea, uite, ia fii atentă. Opa! Ce drăguț îl faci. Și faza e că tot lemnul pe care îl folosim este reciclat din lemnul pe care l-am luat de pe jos. Adică noi nu luăm alt lemn. Da. Lemnul ăsta îl vom folosi pentru a reface templul, înțelegi? Drăguț. Foarte și frumos. Și practic reciclăm toate materialele sunt reciclate de aici. Bineînțeles că mai sunt și pe aici, uite, câteva. Dar trebuie să ne apucăm de reparat. Hai să vedem. Hai. Băgăm aici hai o reparație, băgăm rapid și aici. Uite ce frumos. Imediat se face. Faza e că s-ar putea să nu am suficient pentru tot templul, știi? Da, lasă, se face așa fațada din fază. Restul în spate nu se vede. Bine, eu cred că o să-și ceară să-l faci pe tot. Nu cred că merge și ea. Da, bine, oricum e urât așa prin spate, cum arată. Da, dar uite că o să fie frumos. Ia uite pisică. Hopa! Arată minunat acum. Pe acum, da, înainte nu prea. Get rid of the graffiti. Încă avem graffiti, dacă-ți vine să crezi. Încă avem graffiti, dar eu n-am mai văzut. Păi da, dar asta e și șmecheria, că trebuie să vedem, trebuie să-l căutăm. Ok. Faza nasoală e că trebuie să faci și stâlpii. Da. Adică unii stâlpi se fac automat, dar alții nu. Uite, vezi, aia s-a făcut automat, dar unii rămân. Uite, nu, ăsta s-a făcut. Așa, da, așa, mai rămas, uite. Mai mult. Deci trebuie să am grijă. Uite, ăsta. Uite ăsta, nu l-a făcut. Vezi? Așa este. Bun, stai, repair temple walls, 88%. 88%? Da, înseamnă că mai avem. Punză de păiangă. Da, astea par vechi, nu știu de ce am impresia asta. Și aici trebuie să repar, cred. Și ce trebuie să repar eu? Da, aoleu, păi dacă îți plouă în templu după păi aia. Păi nu vrei să plouă, mai ales că dacă ai nuntă și nu e o idee bună, deci... Da, știu. Not enough materials. Bun, deci asta înseamnă că trebuie să coborăm. Da, și să mai facem rost de lemn. Dar eu zic că arată deja într-un mare arată fel. Arată foarte bine, arată foarte bine. Arată deja într-un mare fel. Așa că, hai să mergem pe aici. Uite, saci de gunoaie de pe aici. Păi da, îți dau lemn foarte mult din ce am văzut eu. Da? Da, ok. Deci primești lemn și de pe aici. Toate chestiile îți dau și diferite materiale, știi? Da, asta e foarte bine. Poate trebuie curățată și apa asta, dar nu cred. Nu, apa nu. Okay. Apa nu, că nu-mi dă opțiunea respectivă, știi? Da. Dacă mi-apare opțiune, uite da. Uite graffiti, capitanul. Bravo. Uite-l. Ia
să vedem, scoatem ăsta de aici. Da, și nu uite, 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 uite. A, mi-ai găsit? Da, văd. Da, vezi, și cel mai probabil e și pe partea cealaltă. Asta mă gândesc. Deci, gen, vezi că mai este o ușă aici? Da, da, văd. Și posibil să nu ne fi dus. Nu, ne-am dus pentru că, uite, da, sunt albine aici. Așa este. Ia, plecați, mai albine de aici, plecați. Așa, okay. Și acum luăm aspiratorul. Stai să vedem unde e aspiratorul. Ăsta e aspiratorul. Bine, în viața reală nu se întâmplă chestia asta, bănuiesc, nu? Nu, clar nu. Nu știu dacă te duci cu aspiratorul să iei astea. Nu. De-ar fi așa ușor în viața reală să fii ceva și să fii așa pentru tot. Da, ar fi tare, dar... Cred că am terminat în mare parte cu zona asta de curățare. Da. Iar acum trebuie să ne întoarcem aici să terminăm templu. Da, mai avem trebuie niște bucăți aici. Mamă, uite cum arată aici acoperișul ăsta. Dar nu știu, eu nu înțeleg clădirile astea așa stricate în viața reală. Nu știu, așa păi să nu se mai ocupă nimeni de ele, da. Nu știu, că sunt așa frumoase, am văzut și... Ce să faci? Dacă nu se mai ocupă lumea de ele? Da, repair the temple walls. Mai avem un perete ăsta. Ăsta e. Așa e. Gata, mă, am terminat! Arată bine! Ei, super! N-ai ce să zici. Bine, o să vină și imediat o să decorăm. Dar trebuie să vorbim cu Johnny ăsta de la, hai, Johnny, de la mașină. Și imediat ne apucăm de decorat și acolo o să trebuiască să îmi dai multe sfaturi pentru că nu mă pricep foarte bine, deci... Așa. Da, mai sunt chestii de strâns de pe aici. Mai sunt, dar nu trebuie să le strângi pe toate, doar ce ți-a zis, da, să strângi. Da, facem zona aia acolo. Ok, okay. Deci m-am mers și am vorbit cu el și acum zice că trebuie să punem artificii. Deci, practic, na, ca la orice nuntă, acolo trebuie să pui artificii, dar ai o zonă specială în care poți să le pui. Pe asta mă gândesc. Și hai să vedem, uite, burgeri. Uite, burgeri, uite, burgeri pentru sunt noi. Deci, da. Uite, astea sunt de acolo de jos. O să pun câte una din fiecare, cred că. Da, 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 normal. Uite aici, una, așa. Așa, că îmi zice că trebuie să pun și buton. Una așa, una așa, una așa multicoloră, una roșie, una albă, una galbenă și butonul de like. Butonul de like. Și am să colectăm și asta de pe aici. Gata, butonul este setat. Și acum ne spune... stai, că cred că trebuie să mai pun câteva. Că văd că nu mi-a dat, că am terminat. Gata. Gata. Și acum zice să punem decorațiuni lângă apă. Știi că e zona aia lângă apă? Da, 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 drăguță zona aia. Acolo lângă apă o să avem nevoie de niște decorațiuni. Însă nu știu exact de care. Dacă ne uităm noi, nu aici, dacă ne uităm aici, o să observi că avem mult mai multe decât aveam prima dată. Adică, da, și uite, da, sunt și de-astea chinezești, wow, vezi? Da, super. Uite tortul, uite tortul. Da, tortul îl punem acolo în față. Uite, aici o să fie tortul, da? Da, exact. Aici o să fie așa tortul. Dar nu ne zice să facem aici, nu ne zice să facem aici, deci o să trebuie să facem... Să pun baloane de-astea roșii, îți plac? Da, poți să pui, da, să fie cu roșu, așa. Păi cu roșu, că asta e tematica. Da, uite, așa. Asta să fie la intrare, cum ar veni, știi? Uh-huh. Bang și bang. Așa. Ia uite. Bun, altă drăguț. Viață, altă viață, bun. Și să punem și niște... Stai și să vedem. Mă uitam la de-astea specifice. Stai. Ia. Care sunt? Stai să vedem. Astea sunt generale, nu prea specifice. Da, știu. Uite, bă, astea specifice. Câta friptura. Da, poți să pui, dar nu acolo la apă, capitanul. N-ai cum să pui aici, că mai intră nimeni. Bă, și... Păi, dar nu, neapărat asta trebuie să faci? Păi nu neapărat, nu, am zis eu că poate să te duci așa mai în față, să pui acolo unde e gardul ăla, să pui așa pe lângă el. Pe acolo? Ăla. Nu, 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 la intrare în partea aia. La intrare. Păi da, dar eu vreau mai întâi aici, că aici îmi zice să pun chestii, știi? Știu, acolo e prea mare, acopere apa și mi se pare hai, că uite, vine lumea și servește și un burgeraș de aici, vezi? Ok. Recep aici burger. Servește un burgeraș, servește friptura. Wow. Și așa din mers, ai înțeles? Vreau și eu la nunta asta. De așa din mers. Bam, treci și te servești. Păi deja e sătul până ajunge acolo să dansezi. Mamă, și prăjituri. Te servești cu de toate. Ia uite-le cum vin. Doamne ferește. Wow. Ok, okay. Mamă. Bun, eu zic așa, e bine aici. Set the tables for the guests. Bun, acum trebuie să mergem să punem mesele pentru, da, mese, invitați. Pentru invitați. Și o să le punem, cred că, de-astea. Wow, ce frumos. Astea sunt. Astea sunt mesele. Ok. Punem așa. Cum merge să le pun? Nu știu. $600, nu am ba da, am. Păi și can't place the object, zice. Păi și ăsta asta poți? Mă lasă să o pun. Da, uite, pune-le așa.
Așa, așa, în rând. Dar zici că toată lumea stă cu spatele. Bine, da, poți să le întorc, dar gen... Da, așa. E... Ok, lasă-le așa, capitanul. Mamă, stăm lângă tort. Dar de ce nu pot să le pun pe astea, mă întreb? Gata, mă, pot să le pun. Era gata? Un bug. Da. Ok. Așa, așa. Se lași în mijloc, loc pe de dans. Pe asta mă gândeam, că în mijloc să fie și loc de trecut, că aici te căsătorești, nu știu ce. Da. Și acum ne trebuie... Ia uite, bă, ce fotoli. Doamne ferește, cine okay. vine? Primarul la anunț? Da, nu știu. Și acum ne trebuie niște decorațiuni de-astea de pus pe aici, uite. Da. Tot cu roșu le pun. Da, da, roșu, așa să fie cu roșu tematic. Nu multe, dar gen nu multe, câte așa. Ne cere aici, știi? Ok. Obiectivul nostru nu e să facem neapărat gen în întregime, dacă vrei să te joci, gen să faci 7 ore, să te joci la o nuntă 7 ore. Da, să te relaxezi, poți, tu poți să faci asta, dar pentru episod, ca să vă pot arăta mai mult content și astea, bineînțeles că punem câteva să fie să ne lase să trecem mai departe, gen. Da. Dacă voi vreți să vă jucați, puteți să vă luați jocul de pe Steam. Se numește acum, nu se mai numește Wedding. Adică gen, da. I-a schimbat numele în Party Maker. Adică gen, okay. probabil vor să facă în afară de nunți și petreceri. Să facă și petreceri, da. Și atunci ca să nu fie doar interesant. Cu nunți, o să fie și cu petreceri. Dar pentru foarte că avem astea, mă așa. Gândeam să le punem așa. Ia că le punem acolo. Dar ce se reprezintă chestia? Sunt de-astea de luminează. Da, lampioane de-astea așa. Ia uite-le. Este de astea chinezești speciale, da, psică, uite așa. Foarte frumoase sunt. Și aici am niște burgeri. L-a pus capitanul de toți banii. Ia uite, pisică. Pe jos. Sunt furnicuțe invitate la petrecere. Ia la uite, pisică, e petrecerea burgerilor aici. E nunta de burgeri, ia uite-le. Da. Așa okay. să intră la nuntă. Pune și pizza. Oho, bine, ia uite-le. Ia uite-le cum așa vii la nunta asta, ia. Doamne. Frumos, frumos. Și așa? Asta pe unde se pun oare? Păi nu știu, sunt niște decorațiuni, dar nu știu pe unde le pui. Pe fiecare aha. chestie se poate pune undeva. Ideea e că tu nu știi unde nu poți știu le pui. Unde. Deci asta știu că le pot sunt. Pune pe aici așa, gen... balonaj și cu balonaj. A, mă, că arată bine, mie îmi place. Arată drăguț. Adică, până la urmă, bine, da, într-adevăr. Multe chestii, da, uite. Poți să te duci să decorezi jumătate de an, dacă vrei, dar mie mi se pare că e și bine. Și mergem la mașină să vedem dacă se distrează lumea la nuntă. Ia să vedem. Că acum e ziua nunții, ziua nunții, da? Păi da. Ia uite, mă! Uite, mă, ce petrecere! Ce petrecere în toată... Hai, mă, că se descurcă. Ia se uite, bă! Bă, eu zic că se chiar se descurcă cum mi-am aranjat da. Aici. N-am văzut păi pe nimeni da. Să ia burgerii de pe jos și pizza. Asta trebuie n-am să recunosc. N-am văzut pe nimeni, da, n-am văzut pe nimeni, nici măcar să comenteze artificii? Ceva. Vreau să văd artificiile. Mâine, dar artificii. Am văzut un dragon vreau. Care merge prin apă, nu sunt sigur dacă... Nu știu, n-am văzut, n-am fost atent. Așa mi s-a părut că e, dar nu cred că ne mai arată artificiile. Okay. Deși aș fi vrut să văd artificiile, sincer să fiu. Da. Dar... Uite, din nou. Da, s-a repetat din nou. Da. Și acum te dă înapoi la birou. Iar aici la birou, dacă te duci, o să-ți arate frumos următoarea chestie. Și te duci și faci următoarea nuntă și următoarea chestie și următoarea petrecere, că nu-s numai nunți, și petrecere. Da. Așa petrecere. Că dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade, nu uita să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!